Salutare, mă numesc Răzvan, profesorul tău personal și te voi învăța să rezolvi probleme de matematică și fizică, astfel încât să iei o notă cât mai mare la admiterea de anul viitor. Eu o să intru pe baza medie de la BAC. O să începem cu cea mai grea problemă pe care am întâlnit-o vreodată la admitere, ca să vedeți că mai rău de atât nu se poate. Și poate ca să mă laud. E vorba de problema M46 de admitere la Academia Tehnică Militară. Mișcarea sistemului o să arate cam așa. Și trebuie să aflăm accelerația prismei. Avem o prismă pe care se află un corp de masă M mic. Între corpul de masă M mic și prisma de masă M mare există coeficientul de frecare mu și prisma se poate deplasa pe această suprafață fără frecare. Asupra corpului de masă M mic acționează greutatea G1 egală cu M mic G. Acționează forța de frecare din cauza că există un coeficient de frecare mu între corp și prismă. Forța de frecare egală conform formulei cu mu N1, N1 fiind normala din partea prismei. Pentru ca corpul să nu intre în prismă, ceea ce nu se poate întâmpla, prisma acționează cu o normală asupra corpului. Dar și corpul, conform legea 3 a lui Newton, acționează cu aceeași normală N1, pe aceeași direcție, în sens opus, cu o forță de același modul, N1. Asupra prismei acționează greutatea G2 egal M mare G și prisma are o accelerație A M mare. Pentru ca prisma să nu intre în pământ, acționează și o normală M2 asupra prismei din partea pământului. Și corpul de masă M mic are o accelerație, dar nu o vom reprezenta pentru că noi cunoaștem direcția și sensul, ea fiind compusă dintr-o accelerație față de prismă și accelerația prismei. Atenție! Suntem în sistemul de referință al pământului. Adică pământul în acest sistem de referință este staționar. Tot în sistemul de referință al pământului, dacă prisma acționează asupra corpului de masă M mic cu forța de frecare mu N1, atunci și corpul de masă M mic va acționa asupra prismei cu aceeași forță mu N1 pe aceeași direcție și în sens contrar. Și atunci, putem să scriem că, conform legea a doua a lui Newton, rezultanta forțelor care acționează asupra prismei M mare a M mare este cine? Dacă închidem acest unghi alfa, observăm că se închide și acest unghi. Atunci înseamnă că și aici este tot unghiul alfa. Acesta este trucul pe care eu îl folosesc în momentul în care vreau să aflu unde mai este unghiul alfa în astfel de probleme. Închid unghiul prismei și văd care unghi se mai închide. Vom avea. Dacă descompunem forța N1, pe această axă să avem N1 cosinus de alfa, și pe această axă o să avem N1 sinus de alfa. De asemenea, dacă descompunem și această forță, observăm că mu N1 este întotdeauna paralelă cu această axă. Și atunci, dacă închidem acest unghi, se închide și acest unghi. Și aici avem unghiul alfa. Și atunci, dacă proiectăm pe această axă, aici o să avem mu N1 cosinus de alfa și pe această axă, nu știu dacă mai încape, mu N1 sinus de alfa. Cine o fi M mare a M mare? Ne uităm pe această axă. Forțele astea se anulează pentru că prisma rămâne întotdeauna pe suprafața
vieții. N1 sinus de alfa minus mu N1 cosinus de alfa. Adică M mare A, M mare este N1 pe lângă sinus de alfa minus mu cosinus de alfa. Urmează să studiem problema din sistemul de referință al prismei. În acest sistem de referință, prisma este staționară, prin urmare nu are nici viteză și nici accelerație. Dacă privim din sistemul de referință al prismei, adică imaginați-vă că sunteți pe prismă și prisma din sistemul de referință al Pământului se mișca încolo, acum, dacă suntem în sistemul de referință al prismei, Pământul accelerează față de prismă cu accelerația AM mare spre stânga. Din această cauză, pe lângă forțele care acționau înainte asupra corpului de masă M mic, acum acționează o forță de inerție, care este egală, conform formulei, cu M mic ori accelerația prismei de masă M mare. Descompunem greutatea pe o axă perpendiculară pe suprafața prismei. Conform formulei, această componentă, hai să vedem cine va fi. Prisma are unghiul alfa. Unde va mai avea unghiul alfa? Dacă ne imaginăm că închidem unghiul prismei, observăm, datorită faptului că această forță este tot timpul perpendiculară pe suprafața prismei și această forță, greutatea, este tot timpul verticală, se va închide și acest unghi, dacă închidem acest unghi. Cel puțin ăsta e trucul pe care eu îl folosesc ca să văd unde mai este unghiul alfa în astfel de probleme. Deducem că și aici este unghiul alfa, deoarece se închide în momentul în care închidem acest unghi. Deci aici vom avea mg cosinus de alfa. Această axă paralelă cu suprafața prismei vom avea mg sinus de unghiul alfa. Ștergem acum greutatea ca să nu ne mai încurce. Descompunem și forța de inerție. Această forță are direcția paralelă cu suprafața prismei. Iar această forță este întotdeauna orizontală. Dacă închidem acest unghi, forța asta va veni peste această forță și atunci se va închide și acest unghi. Drept urmare, și aici este unghiul alfa. Aici o să avem M A M mare cosinus de alfa pe această axă perpendiculară pe suprafața prismei M A M sinus de alfa. Ștergem și această forță care să nu ne mai încurce. Privim această axă. Încercăm să scoatem cine este N1. Datorită faptului că corpul nu se mișcă pe această axă, rezultanta pe axă trebuie să fie 0. Și anume, N1 plus M A M mare sinus de alfa va fi M G cosinus de alfa. Adică N1 este M G cosinus de alfa minus AM sinus de alfa. Acum că l-am aflat pe N1, N1 este egal cu...
secundă la pătrat.